prima ediție a festivalului de jazz și rock organizată de Club Live și Consiliul Local Câmpina s-a bucurat de o atmosferă frumoasă și organizare de excepție, astfel încât oamenii din tot județul veniți să asculte muzică bună să-și dorească o a doua ediție. Ca întotdeauna, publicul câmpinean e prezent. Acesta este publicul de nișă, pentru că nu este un festival unde neapărat se dansează, ci se ascultă muzică bună și ne uităm la instrumente și foarte bune. În prima seară de concert au urcat pe scenă muzicieni renumiți, dar și formații locale de bună calitate. Publicul s-a bucurat de starea de relaxare. Am fost foarte plăcut surprins să constat primele două numere din această seară, care sunt locale, și care s-au ridicat la un nivel foarte bun. Și mă bucură chestia asta, că nu e numai mândria locală, hai să mă bag și eu în seamă să cânt și eu la început lângă ăia de la București. Nu, am fost foarte bucuros să constat că față de alte orașe, trupele locale au un nivel foarte bun. Sâmbătă concertul a fost susținut de talentele câmpinene, The Sixteens, Iulia Mitra și Tituș Constantin și mulți alții. Este un eveniment care va lua amploare, pentru că în Câmpina au fost și vor fi mereu muzicieni buni. Și să avem oaspeți muzicieni foarte buni din țară și sperăm în viitor și din străinătate, este o onoare pentru noi întotdeauna. Câmpinenii s-au bucurat că s-a gândit cineva să organizeze un asemenea festival care va promite mai mult de la an la an. Este foarte frumos, îmi place atmosfera, muzica în special este super. Mă așteptam să fie însă mai multă lume. Îmi pare rău că nu sunt mai mulți tineri. Iubitori de muzică. Mulți dintre ei, din păcate, nu. Sunt foarte, foarte puțini care despre acest gen. Și chiar era necesar și sunt foarte, foarte bucuros că s-a înființat așa ceva în Câmpina. Și sper să nu fie primul și să continue.